Sunteți pe NBC și urmăriți talk show-ul Interes Direct. Noi creăm condiții pentru business, condiții unde nu sunt bariere inutile în calea comerțului, unde sunt avantaje suplimentare pentru producătorii noștri pe piețele externe. Moldova, piețele, până la urmă, sunt deschise. Ideea cum Moldova va putea să le valorifice, să le fructifice. În opinia mea, problema Republicii Moldova nu este în stabilitate politică. Problema este în lipsa continuității. Pe mine foarte mult mă îngrijorează situația care se întâmplă în Republica Moldova. Unul din dezideratele despre care vorbim deja de mai mulți ani de zile este să nu fie posibilă interzicerea gazului următor. Convenția e perfectă pentru piața din Republica Moldova. Ea trebuie implementată doar la capitolul publicitate. Să revedem. Compania trebuie să înțeleagă, pentru ca să fie auzită, ea trebuie să adere la o asociație profesionistă. S-a spus la o persoană la un nivel foarte înalt care nu mi-a răspunde de tot asta. Lasă să creadă. Putem spune și proștii că o să fie. Nu o să mai facă nimic și nici nu o să dea bani. Cum putem elimina corupția? E nevoie de o complicitate și implicare a fiecăruia. De la mic la mare, instituții publice, societatea civilă, cetățeanul.